Astăzi piața americană a avut un mini flash crash începând cu ora 14, ora României. Acest lucru s-a întâmplat datorită faptului că a existat și o mineriadă în Washington. Protestatarii au intrat, au reușit să intre în clădirea Senatului, iar o parte din oficiali au trebuit să fie evacuați, inclusiv vicepreședintele Mike Pence, Nancy Pelosi și alții de acolo. Acest lucru în final a dus la scăderea market-wide a tuturor acțiunilor cu 3-4% în general. În afară de asta, pentru acțiunile chinezești a mai fost un catalizator negativ și anume faptul că a apărut o informare cum că oficiale americane au în vedere interzicerea americanilor de a mai investi în Alibaba și Tencent. Aceste două companii au o capitalizare totală pe piața americană de cam 1,3 trilioane de dolari. Dacă ar fi delistate, asta ar însemna o lovitură destul de serioasă pentru mulți investitori din Statele Unite. Așa că acest lucru deocamdată rămâne de văzut, dacă se într-adevăr se va întâmpla. Pe lângă asta, marți, președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv care interzicea tranzacțiile cu încă 8 aplicații software chinezești, inclusiv aplicații de plată mobilă, Antip, Alipay, escaladând astfel tensiunile cu Beijingul cu 2 săptămâni înainte ca președintele ales Joe Biden să intre în funcțiune. Alibaba și Tencent nu au răspuns deocamdată la solicitările de comentarii de la agențiile de știri. Acțiunile chinezești au reacționat în general chiar mai rău decât cele americane și au scăzut unele chiar cu mai mult de 5% până înspre 6% înspre sfârșitul ședinței de tranzacționare și au mai revenit. Rămâne acum de văzut ce se va întâmpla în continuare zilele următoare. Din punct de vedere al lui NIO, sâmbătă este NIO Day. Teoretic ar trebui măcar să-și revină la nivelul anterior, la 55 și ceva. Dar toată piața este destul de volatilă zilele astea și va rămâne de văzut. Pe termen lung, în mod clar, eu nu cred că se va pune problema să fie delistat, că nu are treabă cu armata chineză, chiar dacă în final ei sunt susținuți de guvernul chinez, care în final i-a scăpat de faliment acum aproape un an. Și cred că probabil pentru cei care sunt interesați să facă o investiție în NIO și să țină măcar câteva luni, prețul probabil că s-ar putea să treacă de 70-70 ceva de dolari în acest interval de timp. Iarăși, asta este doar o presupunere. Ce se va întâmpla rămâne de văzut, că nu se știe niciodată ce știri negative poate să apară oricând. Chiar ieri spuneam într-un răspuns la cineva care a întrebat de pe grupul de bursa de acțiuni ce se poate întâmpla până la NIO Day cu NIO. Și răspunde cineva, nimic. Eu le-am spus că multe depinde ce acțiuni vor fi și cum vor fi, de ce anunțuri vor fi și cum vor fi făcute sâmbătă și dacă mai apar și alte probleme pe lângă. Și exact întrebarea a fost ce fel de probleme.
Răspunsul meu la ce fel de probleme a fost exact așa. Posibil ceva neprevăzut. Probleme cu succesiunea lui Biden. Exact asta în final s-a întâmplat. Probleme descoperite la alte companii chinezești. Și aici nu probleme descoperite la ei, dar posibilă delistare, alt catalizator negativ, livrări mai slabe decât se așteaptă piața pentru luna ianuarie, vreo nouă tulpină de COVID și așa mai departe. Deci, mai ales anul acesta, asta se mai întâmplă cu piața. E ca viața de artist. O zi vesel, o zi trist. Vedem în continuare ce va fi. Ideea e, pe termen lung, dacă se aprobă stimulusul de $2000, piața își va continua creșterea irațională și nu se știe când va veni ziua de contări. Dar la un moment dat va trebui să vină și această zi.